În cazul celor doi candidați, invitație la o dezbatere electorală la fostul public de televiziune. Asta însemnând că dumneavoastră ar trebui să vină la Moldova 1, luni, în televiziune care ar urma să fie transmise și pe celelalte platforme ale noastre, pe Radio Moldova și pe site-uri. Deci dezbatere organizată la postul public, în studioul postul public, cu moderatorul Moldova 1. Da, noi ca să acceptăm un moderator care nu face parte din instituția noastră, ar trebui să fim convinși că acesta respectă normele deontologice și că se încadrează în toate principiile pe care le avem noi. Domnul Țurcană. Așa că e foarte greu să discutăm despre un alt moderator dacă ar fi vorba despre o dezbatere transmisă de posturile noastre de televiziune și de radio, pentru că noi ne asumăm orice produs pe care îl difuzăm. Domnul Țurcanu, în cazul în care dezbaterile vor avea loc totuși la Palatul Republicii cu un alt moderator, Moldova 1 va difuza aceste dezbateri? Dacă este vorba despre moderatorul George Gonț, atunci nu. Dacă e vorba de alt moderator? Foarte greu. Foarte greu, pentru că, vă spuneam, noi ne asumăm orice produs pe care îl difuzăm. Noi ar trebui să avem discuții cu acesta ipotetic care va fi. Ar trebui să înțelegem ce fel de dezbatere și-ar dori acesta. Deci, așa, ipotetic, e foarte greu să discutăm. Dar când vine vorba despre un jurnalist anume care și-a dezvăluit opțiunile politice, care are o anumită viziune asupra modului în care se face jurnalism, atunci e aproape imposibil.